Zice evanghelistul, reproducând cuvintele Mântuitorului, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Merge în casa lui, era mai marele vameșilor, gândiți-vă că avea o poziție socială extraordinară, dar pe cât de bun era din punct de vedere poate economic, la fel de dezastroasă era din punct de vedere social față de conațional, întrucât vameșii încasau taxele pentru stăpânirea romană. Niciodată ei nu erau apreciați, fiindcă totdeauna luau mai mult decât trebuie pentru a avea și ei. Și în același timp, banii respectiv nu mergeau pentru locuitorii zonei, ci pentru romani. Da? Într-o asemenea situație se afla și Zaheu Vameșul, care, aflând de Mântuitorul, probabil a aflat și o parte dintre minunele săvârșite de el, avea să-l invite sau să îl primească pe Hristos în casa sa și acolo să dea o mărturisire, o pocăință. Doamne, iată jumătate din avere o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Iar răspunsul Mântuitorului este unul cu totul și cu totul special. Astăzi s-a făcut mântuirii casei acestea pentru că și el este fiul lui Avram. Ce înseamnă lucrul acesta? Prin mărturisirea lui Zaheu, întreaga casă, copiii, soția, toți cei care slujeau în casa respectivă aveau să primească binecuvântare în perspectiva mântuirii. Mai vine un grup, haideți să înaintăm noi și poate mai schimbăm o vorbă în biserică. E pomelul acolo. Cel din dreapta. Ia uite și pomelul.